Fiindcă la umbra actualului papă, Francisc, nu a apărut și nu va apărea niciun secretar personal carismatic. Cert este că neamțul nu va fi uitat niciodată ziua în care papa Francisc i-a cerut să părăsească Vatican. Fostul prefect al casei pontificale până la data de 30 iunie 2023 a fost trimis în exil în urmă cu 3 ani alături de papa emerit Benedict al XVI-lea, care trăia de ceva vreme în interiorul zidurilor Vaticanului. Fiindcă confidentul lui Benedict a scris în cartea sa de memorii, citez, că a rămas șocat și fără cuvinte atunci când Francisc l-a înlăturat fără prea multe explicații în vara anului 2020 din slujba lui de administrator papal în urma unui scandal în care n-a avut nicio fel de vină. Totul a plecat de la o carte semnată de papa emerit Benedict al XVI-lea în care acesta l-a criticat voalat pe Francisc.